Peste 150 de tineri talentați au participat timp de 3 zile la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național al Teatrelor de Revistă pentru Copii. Sub deviza Toată lumea râde, cântă și dansează, echipele de la palate și cluburi ale copiilor, dar și de la colegii sau școli din țară, s-au întrecut în a-și arăta talentele actoricești, coregrafice sau muzicale. Atmosfera creată în sala de spectacole a Centrului Cultural Aurel Stroie din stațiunea Bușteni a fost una de-a dreptul electrizantă. Toată lumea râde, cântă și dansează, deci trebuie să fie o veselie din tot sufletul copiilor și al profesorilor care îl îndrumă. Avem participanți 14 ansambluri de revistă din 14 județe ale țării. Juriul acestui concurs unic în România dedicat copiilor a fost încântat de prestația micilor artiști. Valoarea festivalului crește simțitor de la un an la altul. An de an participanții sunt mai bine pregătiți, cu mai multă dragoste pentru teatru, pentru dans, pentru muzică, ceea ce ne încântă în mod deosebit pentru că își petrec timpul într-un mod folositor, încearcă să-și dezvolte propria personalitate, să aibă stăpânire de sine, să fie prieteni, să fie toleranți, ceea ce este foarte bine pentru copii. Marele premiu din acest an a revenit echipei de la Palatul Copilor din Ploiești, iar cele două premii întâi au fost câștigate de echipele de la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Constanța, respectiv de la clubul DIAFU al Cercului Militar din Ploiești.